Pe 20 mai, în anul 1799, s-a născut scriitorul, romancierul, criticul literar, eseistul și jurnalistul francez Honoré de Balzac. El este considerat unul dintre cei mai mari scriitori francezi în domeniul romanului realist, romanului psihologic și al celui fantastic. A creat un adevărat monument, Comedia umană, care conține 95 de lucrări terminate, romane, novele și eseuri și 48 de lucrări neterminate. Vă invit în minutele următoare la o lecție de limba și literatura română. Bună ziua, dragi elevi! Numele meu este Florentina Dina și sunt profesor de limba și literatura română la Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă din București. Mă bucur să vă reîntâlnesc în acest context pentru a pregăti împreună testul de antrenament numărul 6, publicat de către Ministerul Educației și Cercetării, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, în data de 12 aprilie 2021. Practic, astăzi vom discuta împreună subiectul 1 roman, mai precis punctele A și B. În ceea ce privește punctul B, vă avertizez, voi puteți căuta în arhiva emisiunii Teleșcoală și pe YouTube și pe Facebook și veți regăsi acolo toate aspectele teoretice prezentate în amănunt. Astăzi o să începem evident cu subiectul 1A, lectura, citirea, mai corect spus, cu atenție a textului suport și practic identificarea în fragmentul respectiv a anumitor elemente pe care voi trebuie să le transpuneți apoi în răspunsuri. Înainte de a trece efectiv la rezolvarea subiectului, vreau să vă reamintesc câteva dintre recomandările generale. În primul rând, vă rog foarte mult să citiți cu mare atenție cerința, textul, suport și baremul pentru a fi siguri că nu ați omis niciun detaliu. De asemenea, nu treceți la rezolvarea itemilor până nu v-ați asigurat că ați înțeles ceea ce vi se cere și implicit textul suport. Marcați pe foaia de examen acele sintagme, paragrafe, secvențe necesare rezolvării itemilor. De asemenea, pentru că discutăm acum despre subiectul 1A, vă avertizez, atenție la verbele de comandă care intră în structura cerințelor. De altfel, voi veți vedea că pentru fiecare cerință în parte am încercat să explic aceste verbe de comandă tocmai pentru a nu avea surprize atunci când, după ce ați susținut examenul și cercetați sau verificați baremul de corectură, o să spuneți, a, dar de fapt eu nu am făcut așa, cu toate că am avut impresia că a fost corect. O să citim acum textul suport, subiectul 1. Citește următorul fragment. Eram în ultima clasă de liceu și am asistat atunci, ca simplu spectator, la întrunirea din sala Dacia convocată de Nicolae Iorga. Am putut constata în toată plinătatea ei puterea cuvântului înflăcărat al profesorului. Mai târziu, în 1931, profesam la Facultatea de Drept din Oradea, când Nicolae Iorga, ca președinte al Consiliului de Miniștri, înțelegând rolul pe care îl putea avea în acea margine de țară o instituție de învățământ superior, a luat unele măsuri care favorizau existența și funcționarea facultății noastre. Curând în urmă, făcu o vizită în Oradea. Ținu cu acel prilej o conferință publică în eleganta sală a primăriei. Sala fu plină și ușile rămaseră larg deschise pentru ca aceia care nu mai aveau loc să poată prinde din coridor arteziana de gânduri și pasiune. Cu prilejul vizitei sale la Oradea, conversând cu întreg corpul profesoral adunat în jurul său, ne-a spus la un moment dat, cu tonul familiar pe care îl păstra totdeauna: ei bine, dar mi-ar face plăcere să veniți careva să vorbiți la văleni. În urmă, după plecarea lui, colegii, reamintindu-și acest deziderat și socotind că ar fi obligație ca facultatea să răspundă invitației, și-au afirmat dorința ca unii dintre noi ar trebui să se anunțe la cursurile Universității Populare din Târgulețul de pe Prahova. Însărcinarea au acceptat-o doi dintre noi. Colegul mai tânăr, George Sofronie, care preda dreptul internațional, dar care era și licențiat în istorie. Celălalt eram eu. În vara următoare am și fost la Văleni. Anunțasem o conferință sau două, nu mi-amintesc precis. După sosirea mea în mica localitate, l-am vizitat pe magistru.
Casa lui din Văleni o cunoaște oricine, cel puțin din fotografiile care au apărut prin periodice. Era o clădire comodă, largă, având la etaj un cerdac tipic românesc, cu intrări la diferitele încăperi, cu mobilă și covoare naționale. Am fost primit de o femeie de serviciu care mi-a cerut numele, apoi m-a poftit în cerdacul spațios, umbrit de pomii stufoși din preajma casei. Am auzit-o cum, din camerele conexe, i-a spus profesorului numele meu. El lucra și mi-a vorbit, nevăzut, de la distanță, din camera de lucru. Ia loc, te rog, căci vin în câteva minute. Am luat loc, dar n-au trecut numai câteva minute, ci aproape 3/4 de oră. Firește, răbdarea nu mi-am pierdut-o, deoarece eram prevenit. Știam de mult că, poate datorită unei superstiții, când era așezat la lucru, nu se întrerupea pentru nimic în lume până nu sfârșea o pagină începută. Cu scrisul său mărunt și îndesat, paginile mari nu se umpleau prea repede, dar și revărsarea prodigioasă a gândului nu se putea întrerupe la comandă când ajungea în josul hârtiei, ci năvălea, desigur, pe cealaltă foaie, fără să poată fi oprită în mijlocul unei idei. Astfel, greu se nimerea ca gândul să se încheie exact concomitent cu pagina. Fragmentul este extras dintr-o lucrare scrisă de Eugeniu Speranția, practic naratorul textului, numită Nicolae Iorga. Fac o mică precizare, copii, vă rog foarte mult să fiți atenți. În subsolul textului se află un mic dicționar în care este explicat un adjectiv prodigios, care înseamnă ieșit din comun, uluitor, extraordinar. Acum va trebui să discutăm, să luăm fiecare cerință în parte și să o analizăm așa cum v-am promis în detaliu. Scrie pe foaia de examen în enunțuri răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat. Prima cerință sună foarte simplu. Indică sensul din text al secvenței la comandă. L-am scris cu roșu tocmai pentru a evidenția exact secvența asupra căreia trebuie să vă opriți. Într-o paranteză pătrată am bolduit acolo verbul de comandă, care este verbul a indica, indică. Cu alte cuvinte, voi nu trebuie aici decât să răspundeți punctual, să arătați care este sensul secvenței. Fac o precizare foarte importantă. Toate aceste, să le numesc răspunsuri, nu sunt decât sugestii de răspuns. Voi nu trebuie să le scrieți întocmai, evident aveți libertatea, creativitatea, procedați așa cum ați fost obișnuiți, cum știți. Eu nu fac altceva decât să sugerez o formă de răspuns. Va trebui să identificăm, cum vă spuneam, în text, sintagma căreia voi trebuie să indicați sensul. Iată, este sintagma la comandă. Secvența la comandă are sensul de forțat, obligat, sugerând faptul că fluxul ideilor nu se putea întrerupe brusc. În paranteză v-am notat, ușor defalcat, punctajele pe care le puteți primi pentru acest exercițiu. 4 puncte veți primi dacă identificați sensul secvenței, 1 punct îl presupune să răspundeți în enunț, iar 1 punct presupune redactarea corectă din toate punctele de vedere, și ortografie, și punctuație, și exprimare. Vă previn, orice tip de abatere de la redactare atrage după sine pierderea acestui punct. Subiectul al doilea. Menționează numele celor doi conferențiari care acceptă invitația lui Nicolae Iorga la Universitatea Populară din Văleni, utilizând informațiile din textul dat. Și aici verbul de comandă este menționează. Asta înseamnă semnalează, numește, nimic mai mult. În text, dacă ați fost atenți, la un moment dat naratorul spune că invitat a fost colegul său care preda drept internațional, George Sofronie, iar celălalt invitat eram eu. Aici trebuie să fiți atenți pentru că răspunsul este obținut prin deducție. Deci, cei doi conferențiari sunt George Sofronie și Eugeniu Speranția. Și aici punctajul este defalcat în felul următor. 2 puncte pentru numele fiecăruia dintre conferențiari, 1 punct pentru răspunsul în enunț și 1 punct pentru redactare. Continuăm cu subiectul al treilea.
precizează un element arhitectural tradițional al casei lui Nicolae Iorga din Văleni, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. Verbul precizează înseamnă, determină, stabilește în mod exact. Cu alte cuvinte, mai mult ca sigur veți găsi în fragment o secvență, ca să spun așa, din cerință, un element arhitectural tradițional. Dacă sunteți atenți, eu l-am și scris în paranteză, l-am notat cu albastru, un element arhitectural tradițional al casei lui Nicolae Iorga din Vălen este cerdacul. Secvența din care reiese acest aspect este următoarea. Era o clădire comodă, largă, având la etaj un cerdac tipic românesc cu intrări la diferitele încăperi cu mobile școvare naționale. Exercițiul 4 este puțin mai delicat, să spun așa, dar nu, asta nu înseamnă dificil, ci doar că implică un pic de creativitate din partea voastră, atenție și, bineînțeles, capacitatea de a face conexiuni. Explică motivul pentru care Nicolae Iorga a sprijinit funcționarea Facultății de Drept din Oradea. Iarăși, verbul a explica înseamnă a expune, a justifica și a motiva. Cu alte cuvinte, ar trebui să identificăm în răspunsul vostru cel puțin un conector de tip justificativ, deoarece, pentru că. De exemplu, repet, este o sugestie de răspuns. Voi puteți să formulați altfel. În calitatea sa de președinte al Consiliului de Ministri, Nicolae Iorga susține înființarea la Oradea a unei instituții de învățământ superior, cum este Facultatea de Drept, și ia măsuri concrete, deoarece înțelege rolul acesteia în acea parte a țării, atât din punct de vedere educațional, social, cât și politic. Evident, 4 puncte răspunsul, 1 punct enunțul, 1 punct redactarea. Exercițiul 5 sună în felul următor. Este exercițiul care în limbaj de specialitate se numește item semi-obiectiv. De ce? Pentru că, pe de o parte, răspunsul este concret, identificabil în text, iar pe de altă parte intervine aportul vostru în realizarea sau în formularea răspunsului. Prezintă în 30-50 de cuvinte o trăsătură morală a lui Nicolae Iorga, așa cum reiese din textul dat. Verbul a prezenta înseamnă că voi trebuie să realizați o sinteză și, prin urmare, răspunsul vostru implică oferirea, ca să spun așa, a unui rezultat, a unei analize amănunțite. Cu albastru am notat acolo acele secvențe sau acele structuri pe care eu le-am identificat în text și care ne-ar putea ajuta la formularea răspunsului. Vă reamintesc că puteți sublinia pe foaia de examen acele structuri care vă vor fi utile în formularea răspunsului. Eu, repet, am identificat cel puțin 4 secvențe care sugerează, nu știu, o trăsătură sau pot indica o trăsătură morală a lui Nicolae Iorga. Am luat, de exemplu, metafora care mi-a plăcut foarte mult, mărturisesc, arteziana de gânduri și pasiune, și trăsătura morală corespondentă acesteia ar putea să fie capacitatea intelectuală deosebită, felul pasionat de a prezenta, de a vorbi. De asemenea, am identificat secvența tonul familiar pe care îl păstra întotdeauna și mi se pare foarte bine, sau nu știu, foarte bun pentru a-l utiliza în răspunsul vostru, pentru că sugerează naturalețea de care savantul dădea dovadă și, de fapt, care, bineînțeles, este o caracteristică a spiritelor nobile, naturalețea, lipsa de enfază. O altă secvență: când era așezat la lucru, nu se întrerupea pentru nimic în lume. Această secvență, veți vedea, vă este foarte necesară și pentru textul argumentativ. Aici am identificat așa, drept corespondent, capacitatea de concentrare și fermitatea pe care o avea atunci când se așeza la masa de lucru. De asemenea, sintagma, revărsarea prodigioasă a gândului, iată adjectivul pe care îl aveați semnalat în subsolul textului, face referire evident la inteligența uluitoare. Dacă îmi dați voie, aici voi face o mică paranteză, îmi asum această paranteză, să vă spun două cuvinte despre Nicolae Iorga. Cred că a fost una dintre cele mai iluminate inteligențe, ca să spun așa, ale poporului român. Aportul său intelectual, cultural, istoric, în literatură, este realmente
greu de pus într-un tipar și măsurat. Deci, revărsarea prodigioasă a gândului face referire la inteligența sa. Voi aici trebuie să respectați o limită de cuvinte. Aveți între 30 și 50 de cuvinte. Precizare, se numără absolut fiecare cuvânt, și cliticele, și verbele auxiliare, prepoziții, conjuncții, deci orice cuvânt intră la numărătoare. Evident, limita minimă este de 30 de cuvinte, limita maximă de 50. Pentru mine, care sunt profesor de limba română și sunt ușor tentată să merg spre limita superioară, cred că 50 de cuvinte ar cuprinde un răspuns complet. Trăsătura morală pregnantă a lui Nicola Iorga, care se desprinde din text, este extraordinara sa capacitate de concentrare, inteligența ieșită din comun, felul pasionat în care conferențiază și conversează, lipsa de enfază, naturalețea și familiaritatea cu care tratează pe colaboratori. Dragi elevi, vom trece la punctul B, subiectul 1, punctul B. Știți foarte bine, cerința redactează un text de minimum 150 de cuvinte în care să argumentezi dacă este importantă sau nu respectarea unei metode de lucru pentru atingerea scopului propus, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din textul Nicolae Iorga de Eugeniu Speranția, cât și la experiența personală sau culturală. Țin să vă reamintesc ceea ce v-am spus la începutul orei, și anume că textul argumentativ a fost abordat în toate detaliile sale teoretice în lecții anterioare, pe care voi le veți găsi în arhiva emisiunii Teleșcoală. Reperele le cunoașteți, aspectele teoretice ale textului argumentativ, știți foarte bine, fac referire practic la structură și la conectori. Textul argumentativ are următoarea structură. Ipoteza, conectorul adecvat, din punctul meu de vedere, în opinia mea, consider că... Argumentarea propriu-zisă, care este partea cea mai extinsă a demersului și asupra căreia trebuie să insistați, să fiți foarte atenți. Aici aveți, evident, cele două argumente, trebuie să formulați cele două argumente, să vă folosiți de conectorii adecvați, în primul rând, în al doilea rând. Precizarea concluziei, insist, înseamnă întărirea ipotezei, reluarea ei și, atenție, vă rog să vă uitați la punctul 4, evitați formulările de tipul în concluzie, eu cred că. Este una dintre metehnele elevilor de a folosi și în concluzie conectori ai ipotezei. Am încercat să fixez câteva puncte care vă vor fi de folos, sper, în redactarea textului argumentativ, orientându-mă după baremul de corectare. În redactarea textului aveți în vedere următoarele repere. Formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție. Vă recomand, dragi elevi, să identificați în cerință verbele sau acele elemente care vă vor fi de folos în a fixa opinia. A respecta metodă de lucru, scop propus. Conectorul l-am identificat și mai devreme. A respecta înseamnă a fi riguros, a nu te abate. Metodă de lucru înseamnă algoritm personal, scopul propus, finalitatea demersului, care de obicei înseamnă îndeplinirea unei sarcini, atingerea unei limite și, bineînțeles, obținerea unui rezultat cuantificabil. Enunțarea celor două argumente trebuie să se afle în concordanță cu opinia formulată. Conectorii, știți foarte bine, sunt în primul rând, în al doilea rând. Dragi elevi, insist asupra unui aspect foarte important. De foarte multe ori am întâlnit în textele argumentative scrise de voi formulări de tipul în primul rând, așa cum reiese din text. Nu! Argumentele sunt aspectele generale, sunt conțin de fapt acele idei pe care vrei să le susții cu ajutorul exemplelor extrase din text sau al celor din experiența personală. Aici am spus, respectarea unei metode de lucru presupune set de reguli, rigoare, exercițiu îndelungat. Pentru cel de-al doilea argument, atingerea scopului, am zis, înseamnă finalitate, aspect care asigură calitatea demersului și, mă rog, e o sugestie, puteți să țineți cont de faptul că diferența dintre succes în succes și rezultatul mediocru îl constituie chiar atingerea țelului. Mai departe, dezvoltarea corespunzătoare a fiecărui argument. Încă o dată, vă reamintesc, nu trebuie să
depășiți cerința. Practic, voi puteți să valorificați, de exemplu, textul în oricare dintre argumente. Nu e obligatoriu să fie primul sau al doilea argument. Este la alegerea voastră. Cum am abordat eu acest aspect? Am spus că respectarea metodei nu acceptă excepții abaterii. Ați putea dezvolta de aici o idee. De exemplu, valorificând textul, știți foarte bine, Eugeniu Speranția este uluit de faptul că magistrul, cum îl numește, nu se întrerupe chiar cu riscul din scris, chiar cu riscul de a părea nepoliticos, nerespectuos. Pentru că, de fapt, e posibil ca la mijloc să fie o superstiție, cum spune naratorul, dar cu siguranță este vorba despre un algoritm de lucru. Mai departe, raportarea la experiența personală sau culturală. Dragii mei, aici paleta este foarte largă. Fiecare dintre voi știe ce metodă de lucru are sau ce metodă de lucru a aplicat în perioada tezelor, concursurilor, examenelor. Puteți folosi exemplul sportivilor care nu se abat de la programul lor de antrenament în ciuda oricăror condiții. Eu, evident, am încercat să sugerez câteva exemple preluate din literatură, metoda de lucru a lui Proust, a lui Balzac, metoda de lucru a lui Rebreanu, cam toți lucrau foarte mult noaptea, fără întrerupere, 10 de ore. Formularea unei concluzii pertinente. O concluzie pertinentă nu înseamnă că spui, prin urmare, este foarte important să ai o metodă de lucru pentru a-ți atinge scopul. Evident că nu, ci, cum spuneam și mai devreme, o concluzie pertinentă implică practic reinterpretarea sau reluarea cu alte cuvinte și întărirea ipotezei. Aici am sugerat câteva idei. O metodă de lucru presupune disciplină, rigoare, autorespect, stăpânire de sine, depășirea unor limite și implicit rezultate bune. Mi-am permis să adaug aici un enunț care, într-un mod subtil, vă este adresat. Succesul va fi atins cu mai multă ușurință și cu siguranță vă va fi recunoscut în condițiile în care veți respecta aceste sugestii. Acestea fiind spuse, nu-mi rămâne altceva decât să vă sugerez să abordați din perspectivă personală acest subiect, să încercați să formulați voi înși vă răspunsurile, insist asupra textului argumentativ care este delicat și să nu-mi rămâne altceva decât să vă urez spor la lucru, să aveți o metodă de lucru serioasă și riguros urmărită. Vă doresc succes și să ne revedem în condiții minunate! Prieteni, lecțiile de astăzi se încheie aici. Ne revedem mâine. Până atunci, vă invit să urmăriți emisiunile noastre și online pe site-ul tvr.ro sau pe canalul de YouTube al TVR. Mulțumim partenerului nostru iTubeboard.ro, un brand marca GBC, pentru susținerea educației și a copiilor din România printr-o gamă variată de table și display-uri interactive necesare învățământului preșcolar, primar, gimnazial, liceal sau universitar, dar și prin soluții interactive de predare și învățare dedicate învățământului online. Zi reușită să aveți!